copilul ăsta de rochiță, l-aș vrea în fața altarului, prințesă. Da. Și cred că voi opta pentru sirena ceva pe corp. Dacă la comunie. Dacă tot vorbim de accesorii, hai să începem cu unul care o să stea permanent pe mână. Da, e șocul vieții tale că mi-am găsit și eu pe cineva în sfârșit. După lungi căutări, după dezamăgiri, că na, asta e viața, nu e roz, nu? Ăla-i. De asta sunt doamna Tomescu. Și? Cum ți se pare? Sunt demnă fericită și plină. Cum, frate, de ți-a pus asta ție capac? Nu erai tu zmeul ăla care nu mă însori, eu le iau, le învârt, le fac? Păi, femeile, ziua de astăzi nu știți decât să cereți bani pentru buze, pentru sprâncene, pentru unghii, pentru shopping. Gata, ai dat-o la social. Nu e bine. Ai ceva de ascuns? Te-am testat doar. N-am ce să ascund. Poți să verifici, dar... Băi, și chiar faza că am încredere în tine. Acum, dacă tu faci chestiile astea, e problema ta. De ce îmi bagi de tine? Pentru că ți-am zis și îți repet, acest machiaj care le-ai pe față nu este pentru a ieși cu fetele, este pentru a agăța. Dacă vrei să te duci la agăța, mie să-mi spui, ca să știu cum procedezi. De ce te-ai schimbat? Păi cu ce m-am schimbat? Era altfel că te-am cunoscut. Când privești o căsnicie ca pe o partidă, sentimentele trec undeva în planul secund. Contează statutul, posibilitățile financiare și ascensiunea socială. Pe lângă acestea, relația, care ar trebui să se bazeze pe iubire, devine un cinic joc al poziționărilor de forțe. Oare ceva bun poate ieși dintr-o asemenea ecuație? Un răspuns ni-l poate da povestea de astăzi. De mulți ani, Antonia își dorește să devină soție, să aibă familie, să fie în rândul lumii, cum se spune. Iar acum dorința pare să îi se îndeplinească. Alesul ei este Damian, un antreprenor de succes. Antonia îi se pare totul perfect, însă mai sunt și alte păreri. Sunt fericită, nu mai pot, abia aștept. Da, te văd că ești fericită, dar totuși... Spun așa, dar să nu te superi. Nu te grăbești un pic? De ce, fată, să mă grăbesc? Ce? Damian e un super bărbat. Unde mai vezi așa bărbat? Să-ți mănce din palme, să facă ce vrei tu, să te respețe, să-ți facă cadouri. Păi, eu înțeleg chestia asta, dar totuși sunt 7 luni, măi, fată, așa de repede. Măi, eu zic că în 7 luni ne-am apucat să ne cunoaștem destul de bine, având în vedere faptul că stăm zi de zi amândoi. Că dacă ne vedeam o zi da, una nu... Era altceva, știi, să zicem, dar când stai 7 luni în zi de zi cu un om, mai cunoști. Sunt alții care nu se cunosc după o viață. Nu, mă, l-am cunoscut și la petreceri, și în anturaj, și în grupuri, și în ore, și acasă, și supărat, și vesel, și... Nervos nu l-am cunoscut niciodată. Te vezi? Pentru că nu e, e foarte calm. Păi, eu nu vreau să te superi pe mine sau să mă înțelegi greșit. Sunt prietena ta, îți vreau binele și încerc să-ți deschid ochii oarecum. Încerc să te fac să vezi și dincolo de fericirea asta. Sunt Antonia Iordache, am 28 de ani și vreau să mă așez acasă mea. Nu vreau să râdă lumea de mine că până la vârsta asta nu m-am măritat. Nu știu ce se întâmplă cu Antonia. I-a picat cu trunc băiatul ăsta. Cu toate că la început nu se ridica la așteptările ei. Auzi, fată? Yeah. Mi se pare mie să ești puțin geloasă așa, că nu mai sunt noi ca fetele de ziua. Măi, fată, nu o să fiu geloasă pe tine niciodată. Știu că îți doreai chestia asta de foarte mult timp. Păi și atunci de ce ești așa gică contra, că nu înțeleg? Păi nu sunt gică contra, eu încerc să-ți deschid ochii să vezi și dincolo de fericirea asta. Că trebuie să vezi și bune și rele. Mai probleme? Nu trebuie să vezi doar părțile bune. Probleme sunt și vor apărea toată viața, pentru că asta e viața, nu? Acum haide să nu ne mai căsătorim, că nu apar problemele. Despre ce vorbim? Nu, eu nu ți-am zis să nu te căsătorești. Faci ce vrei, este viața ta, este alegerea ta. Dar te rog să ai mare grijă. Totuși am o vârstă. Trebuie să înțelegi că am o vârstă. Și lumea zice că... Aulă, ce cu asta de apucatul vârsta asta și nu s-a măritat? Zice că eu am probleme. Măi, fată, suntem în secolul 21, fată, 2021 mai... suntem, măi, fată, cum să zici așa ceva? Cine te mai arată pe tine cu degetul pe stradă că nu te-ai măritat? Și că doar stai cu el.
Auzi, de unde de la țară vii? Nu te supăra că am uitat. A, nu mă lua pe bine asta, că știi că m-am născut la capitală. Nu se vede. Nu vezi de modă veche, adică pe bune. Pentru mine nunta contează. Să fiu cu acte în regulă, să fiu văzută bine în rândul lumii, nu așa, hai, ne mutăm, căsătorie de probă, ce înseamnă asta? Unde crezi că ajungem? Da, și dacă mai târziu vor apărea niște probleme din care nu o să poți să ieși? Cum apare? Inevitabil, fie că nu, dacă cunoști să un om fie peste 2-3 ani, fie că îl cunoști mai devreme. Rău, ce? Asta e viața, până la urmă Dumnezeu îți dă oricum. Damian este bărbatul ideal. Este genul acela pe care îl pot da după mine și îmi face toate poftele. N-am un motiv să spun că bărbatul ăsta nu este bun pentru ea, dar feeling-ul meu de femeie precaută îmi spune că ar trebui să o lase un pic mai moale. Nu mai știu ce să-ți mai zic, să-ți deschid ochii, că nu vrei să deschizi ochii. Ești așa, e exact așa. Te uiți numai înainte. De Damian și da. Doamne, ferește. Deja nu ce trebuie să nu mă măriți cu el. Sau... Dar nu ți-am spus să nu te măriți acum. Zic, asta zic. Serios, îți place de el? Măi, fată, tu chiar nu înțelegi. Nu și tu chiar nu înțelegi. Nu pe bune, pe bune, eu ți-aș dori un bărbat ca el, jur. Dar nu pe el. Măi, fată, lăsăm Caterinca la o parte. Tu trebuie să vezi. E geloasă, că nu o să mai te... Ai rămas cu o gelozie, așa. Iubesc așa, nu o să mai fii tu sora mea. Bine, bine. Eu o să rămân oricum sora ta, înțelegi? Eu o să fiu întotdeauna sora ta. Doar că tu trebuie să deschizi ochii aia, că tu te arunci cu capul înainte. Ca să nu mai comentezi, atât mai dormim amândouă până la nuntă. Ia, uite-mă, ce zic eu și ce înțelege ea. Încă vă cu tine... Ca fetele. Nu, eu cu, oricum o dau cu tine, nu este bine absolut uite, deloc. Uite, facem și parte de bulășițe. Deci tu nu mă înțelegi deloc, nu vrei să mă înțelegi, nu știu ce cu tine. Silvia este puțin invidioasă pe mine, deoarece nu a reușit să aibă o relație mai lungă de 3 luni. Nu știu cum să fac să nu par invidioasă sau geloasă. Chiar nu știu ce să-ți mai zic. Da, ești eu cu vieții tale, că mi-am găsit și eu pe cineva în sfârșit, după lungi căutări, după dezamăgiri, că na, asta e viața, nu e roz, nu? Măi, fată, eu îți vreau absolut tot binele din lume. Și eu mi-l vreau, dar și eu ți-l vreau ție și în momentul în care eu îți vreau ție binele, automat mă bucur pentru alegerile tale. Dar mă bucur. Nu să spun eu ție, nu te mărita, că și ești prietena mea, ce, îl iubești pe ăla mai mult, la mine nu mai ții. Dar n-am spus asta. Nu, mai indirect, așa. Eu oricum te iubesc și îți vreau tot binele din lume. Dar ți-am spus, doar ai grijă, te rog. Păi am grijă. Hai serios, o să ieșim cu toți bine, și o să bine, vezi. Bine. Zăpacito. Bine, te cred. E mi-am băut sucul, merge. Hai. Abia aștept să-l văd pe iubii. Te cred. Părerea prietenei sale nu o influențează deloc pe Antonia, care abia așteaptă să fie soția lui Damian. Și pentru că se apropie momentul cel mare, pregătirile au intrat pe ultima sută de metri. Ia zi, iubire, ce să-mi aleg? Eu știu. Ce vrei tu? Păi vreau să îmi dai și tu o părere, contează foarte mult și părerea ta. Părerea mea e că orice ai pune pe tine și orice ai vrea să ții, zic că ți-ar sta foarte bine. Pe ce stil ți-ar plăcea să adopt? Adică să fiu mai ce sexy, mai astupată? Ce mai... stil vrei tu? Orice ți-ai pune pe tine, stă foarte bine, crede-mă. Iubire, n-ai și un cuvânt de zis? Orice femeie și-ar dori să fie în locul meu. Damian este bărbatul potrivit pentru mine și poftele mele. Bună ziua! Am ceva pentru tine splendid. Am văzut în programare că aveți cununia civilă, da? Ai menționat acolo. Da. Ești brunetă, ești frumoasă, am o rochie diafană, splendidă. Am văzut că te-ai oprit la ea. Da, mi-a atras atenția, mi-a plăcut cu ceva foarte mai... Foarte mult rochia de mireasă. Wow, doar că este de superbă. Verde, culoarea vieții, a renașterii, culoarea anului 2021. Pune puțin așa pe mine. Bine. Ce spui e soțul? Dacă îi place, cu o crăpătură orice îi place. Foarte largă, se vede exact cât vrei tu să arăți. Hai puțin. Aș opta între prințesă sau sirenă, ceva pe corp. Acum voi proba și îmi voi da seama. Și iubitul meu își va da seama și... În nunta când o să fie? Cât de curând. Cât de curând. Da. Atunci, sirenă, ca să ai la nuntă ceva spectaculos. Nu? Gen prințesă. Da. E bine și cum spune doamna. Dacă vrei, poți să o probezi ca să-ți faci o idee. Cum să nu? Da? Da. Vreau să probez două stiluri. Ok. Și voi alege la final. Asta și stil sirena, ai da, spus, da? Da. Imediat revin. Ce părere îți place? Orice vrei tu. Mai sexy sau mai pompos? Merită să îndeplinesc orice poftă. Pentru că, după căsătorie, și ea îmi va îndeplini toate poftele. Deci poți să-ți iei
ce vrei tu. Poți să ți le iei pe amândouă dacă vrei. Poți să ți le iei trei. Câte vrei tu ți le iei. Ai înțeles? Deci tot, orice vrei, orice îți place, ți le iei, ți le cumpăr eu personal. Wow. Eu dau cu cardul. Deci mă bucur enorm. Atunci trebuie să fiu atentă la accesorii. Așa că uite-te bine ca să știi ce accesorii trebuie să-ți și cumpări. Păi vreau să probez ambele rochițe, să-mi dau seama. Și așa îți vei da seama și ce accesorii se potrivesc. Câte vrei tu. Sau foarte, foarte sexy. Așa ceva. Wow. Se vede puțin pielea. Are și crăpătură. Are crăpătură. Interesant. Ce zici, iubire? Probează-le, dacă ți-e spate. E mai sexy asta, are și spate gol. Bine, sunt multe, multe variante și asta. M-a avut la fel, e o culoare specială. Nu, e cred că îl vrea ceva mai sexy. Știi ce decolte are asta? Vine perfect, așa, pe jumătate de sân. Dacă îi place, lea să le probeze și cu asta, asta nu e problemă. Bun, hai să le probeze mai Haide, hai. Și facem cea mai bună alegere. Nu am fost niciodată răsfățată de nimeni cum mă răsfață Damian. Nici părinții mei. Pe ei înțeleg că nu-și permit. În schimb, Damian își permite. Ce părere îți place? Ești minunată. Superbă. Îți dai seama că n-o să cumpăr niște accesoriile? Ce accesorii crezi că mi s-ar potrivi? Ai idee? Cel mai bine când mergi și le cumpărăm atunci, îți spun. Așa nu am foarte multe idei, dar... Până nu ajungem acolo să le luăm... Dă-i-te motiv! Păi îți dai seama, urmează să facem pasul cel mare, nu? Te simt că e sincer și că mă iubești. Dacă și vreau să fiu cea mai frumoasă pentru tine. Dacă nu te iubeam, nu mai eram aici. Stilul ăsta de rochiță l-aș vrea în fața altarului, prințesă. Da. Și cred că voi opta pentru sirena ceva pe corp. Dacă la comunie. Dacă tot vorbim de accesorii, hai să începem cu unul care o să stea permanent pe mână. Mulțumesc, iubire. Cred că stai prea comod, Damian. Cred că alta e poziția. Dacă mă ridică picioare, îmi tremură picioare. Nu trebuie să te ridici. Din contră. Hai, Damian, hai! Damian? Nu, aștept să văd și cealaltă rocheș. Oricum e senzațional așa asta. Deci sunt foarte fericită. Îmi vine perfect, nu? Este splendid. Ceva simplu, este exact cum îmi place. Da. Felicitări. Să fie într-un ceas bun. Să dea Dumnezeu. Să ai grijă de ea. Vă dați seama că am grijă de ea. Să rămâi la fel de iubitor. Așa cum ai fost astăzi. Normal. Așa voi rămâne. Vorbe frumoase, planuri, proiecții, ce mai? Să fie într-un ceas bun și să nu apară niciodată probleme. Asta le dorim tinerilor și asta își dorește și mama Antoniei, mândră că fata ei se va mărita. Să rămână, mamă! Bună, iubita, ce faci? Bine! Hai că te așteptam la o cafea. De când nu te-am mai văzut? Multă vreme, n-a trecut. N-a trecut, da. Stăm și noi ca fetele. Uite, eu stau așa relaxată. Eu ți-am făcut ție acolo un suc, eu mi-am făcut o cafea. Ia zi. Ia zi. Fericită. Foarte. Bravo. Ți-ai ales rochea? Da, mamă, cum să nu? Bravo, am avut de ales între două ținute, vai. Deci am zis că în nebunez nu știam pe care o să o iau și... Și eu mi-am ales pentru că vreau să fiu o soacră cochetă. Ce ți-ai luat? Păi o să vezi tu, surpriză. A, nu vrei să-mi arăți? Nu ți-arăt, nu. Păi atunci dacă tu mă întrebi ceva de rochea mea, nici nu o să-ți mai zic nimic. Păi și ia zi, câți bani îți dă mama? Păi de ce, mamă, să-mi dai bani? Păi rochea. Nu e nevoie, mi-a plătit Damian tot. Serios? Mama, înseamnă că te iubește. Un bărbat care te iubește trebuie să investească în tine bani, să te răsfețe și eu zic să ții de el, că e o partidă de viață. Logic, asta vreau să fac. Unde asta, mai găsesc mamă, așa ocazie? Păi să știi că nu mai găsești așa ocazie. Cățelul meu, mamă. Pf, unde mai aveți și bărbat cu bani și cățel? Antonia este o fată extrem de frumoasă și bine crescută. Este singurul meu copil și îi vreau tot binele din lume. Ziua de azi, ca să ții un bărbat lângă tine, trebuie să-l faci să-ți mănânce din palmă. Eu l-am dresat pe Damian, că doar mă pricep la asta. Păi să știi că nu găsești, dar știi care e problema la tine? Ai gura aia cam mare. Și ce vrei să fac? Să tac în fața lui? Mamă, dar bărbații nici cu gura nu suportă așa ceva. Păi, bărbatul vrea o femeie de asta, așa mai... Bărbații nu suportă să-i cică la cap. Da, dar nici o supusă nu suportă. Ce să facă cu o sclavă? Păi da, mamă, dar repede, mamă. Știi care e problema? Tu ești cam categorică și cam repezită. Deci, într-o căsnicie, trebuie să ții de căsnicie, nu și te ce joci. Ce vrei să fac? Nu este o joacă. Și ce vrei și să fac? Și noi jucăm cu divorțul.
Gândește-te bine. Dar cine îți califorțează? Lasă că știu eu cum să-l sucesc ca la Ploiești. Mama, una caldă, una rece. Mama, nu găsești la orice colț de stradă așa băiat ca el. Te-am zis, ține de el. Te rog, să nu mă faci de râs. Nu te fac, mamă, de râs, singură, pe lângă rochia aia frumoasă pe care mi-a luat-o. Așa. Ta-da! Superb. Mă bucur. Două diamante, nu unu. Plus de asta, la fel niște cercei, a zis că o să-mi ia și un colier tot așa prețios, cu diamante, cu... O să fiu, bravo, o prințesă eu. Bine, nu, de data asta o să fiu sirenă la nuntă în fața altarului, să fiu prințesă. Să dea Dumnezeu să te văd bine. Înțeleg ce zice mama. Sunt perfect conștientă. Nu vreau să râdă lumea de mine că mă căsătoresc și apoi divorțez. Antonia are noroc cu carul. Damian îi face toate poftele și nu iese din cuvânt fiicei mele. Mamă, ce mă bucur că ai dat peste un băiat așa bun cum nu mai găsești ca el. Oh, ai, mă, mamă. Să zic că mersi că și el a dat peste o fată ca mine. Nu mai găsește-l așa la orice. Nu contest, nu contest, păi, dar este totuși super. Am și eu calitățile mele și eu sunt foarte bună pe lângă, da, el. Dar ne prețuiește-l. Păi și el trebuie să mă prețuiască. Reciproc, da, mamă, asta e ideea. Deci reciproc. Păi vezi, păi. Auzi, mamă, știi ceva? Nu-mi încălzești mie mâncarea, că mi-e foame de nu mai pot. Bine, hai că-ți încălzești ciorba, dar până atunci du-te și te spală pe mâini, că nu prea ai dat pe la baie. Da? Ok? Ok. Toate bune și frumoase, dar parcă această căsătorie prea este tratată ca o afacere. Damian îi îndeplinește poftele Antoniei, este cățeluș, cum spune ea. Însă el se gândește că își va lua revanșa după căsătorie. Or fi sănătoase principiile astea, rămâne de văzut. Acum important este că tinerii își declară iubire. Ce faci, iubita mea? Bere? Mai te-ai dat la muncă, tu? Te așteptam. Oh. Nu uit pe net. Oh, la ce te uitai? Mă uitam pe niște site-uri. Bravo. Zi-mi cum ți-a fost ziua, lasă-mă pe mine. Nu obișnuită, dar acum că am ajuns acasă e mult mai frumos. Înțelegi. Mi-a fost dor de tine, să știi. Da? Da. Să te cred? Chiar dacă pleci, mi-e dat pe un minut, mi-e dor de tine. Așa o fi dacă spui tu. Te cred, că și mie mi-e dor de tine când plec. Și ce ți-ai propus să facem în seara asta? Sau vrei să fac eu planurile? Tu ce ai avea de gând? Păi mă uit așa la tine și... aș mânca un popcorn și m-aș uita cu tine la filme. Damian este și bogat și ușor de manipulat. El este bărbatul lângă care să-mi petrec restul vieții. Păi eu mă duc să fac popcorn și tu cauți film, da? Bun. Mă simt răsfățat, ce să mai zic. Păi da. Oh, vai, l-ai pus și în bol special. Vino cu acea. Păi nu așa trebuie? Da. Ai găsit ceva? Pe aici, da. Film, mă refer. Film. Te-am lăsat să cauți film. Nu, iubire, nu am uitat deocamdată la... pe lista de filme, doar că știi ce ar merge pe lângă popcornul ăsta? O bere. Nu, iubire, un fresh de portocale. Nu. Îmi dau seama că Antonia profită la maxim de bunătatea mea. Te rog. Hai că mă duc să-ți fac. Te iubesc mult. Știu, și eu te iubesc când ești băi. Se pare că întrebările noastre nu au fundament. Tinerii se iubesc și pace. Damian începe să-și dea seama că Antonia profită de amabilitatea lui. Dar dacă ne amintim vorbele lui, foarte probabil va veni și rândul lui să se impună. N-are rost să mă enervez. Fac și eu acum tot ce pot, ca să o răsfăț. Că după aia vede ea. Mai dorești ceva de la bucătărie? Nu, iubire, mulțumesc. Ai găsit film sau? Unele stau la cratiță, eu stau la masaj. Unele dau cu mopul, eu dau cu cardul iubitului meu prin magazine. Nu, iubire, admiram și-o peisajul de aici. Am văzut o geantă demențială. Și a acaparat imaginea cu filmul, știi? E destul de scumpă, doar că... Ce înseamnă scumpă? 1800 de euro. Mi-o doresc foarte mult. Bine, am pus-o în lista de dorințe. Văd eu când o să fac curs de bani. Și-o plătesc eu. Consider-o cadou. Ai, mai iubire, serios? Ți pare că glumesc? N-am primit în viața mea astfel de cadouri. Wow! Îți place?
Dacă ți îți place, îți dai seama că eu nu port poșetă. Miguel, auzi, iubire? Ia zi. Dacă tu mă răsfeți în așa hal, așa, cu așa mare iubire și cadouri, așa, vreau să-ți gătesc ceva bun. Aulă. Iar apoi să-ți fac un desert. Sincer, e puțin cam scump să primesc o cină caldă făcută de mâna ei. O să moră de invidie toate prietenele mele când o să vadă ce geantă mi-a luat și când o să le spun cum mă ține în puf. Vezi, dăm telefonul altă un pic. Nu vrei să schimbi tu și răpciuga asta? Că e spartă tot. N-am zis nimic, dar dacă tu consideri că merit atât de mult, vei fi răsplătit și tu. Și pălancoș. Wow, serios, iubire. Da. Da, bine, o să caut după ce-ți voi găti. Da. Vreau să te simți răsfățat, iubit, cel mai fericit bărbat din lume. Frumos și normal era să mă întrebi și pe mine dacă mi-e foame, dacă vreau și eu o bere, dacă vreau să fac un masaj. Da, nu. Fă-mi popcorn, fă-mi floricele, ia-mi geantă. Azi că o să vadă, iacu o să aibă destul timp să muncească. Băi, știi care e faza? Hai să sărim peste cină. Păi de ce, iubire? Tu ce mânca pe ziua de azi? Mai contează. Păi contează, iubire. Mă interesează desertul. Ce zici? Dacă are și cerașă. Hai. În vârf. Haide. Hai că stăm și stăm degeaba. A mai rămas puțin până la ziua cea mare și, probabil din cauza restricțiilor de socializare, petrecerea de burlăcie se transformă într-o întâlnire a Antoniei cu cea mai bună prietenă, întâlnire la care participă și Damian. Băi, mâine e ziua cea mare. Sunt șocat, atât de repede v-ați gândit voi să faceți nuntă? E de ce nu? Ceri. Păi când iubești, ce mai aștept? O iubesc, e tot pentru mine. Exact ce căutam până acum. Așa... Repede, 7 luni, gata. Totul ce? E rezolvat. Repede, alții se iau după o lună, două. S-au și mutat împreună. 7 luni e suficient. Ce rost are? Ne cunoaștem, nu? Da, nu știu, e să stau să strict sunteți voi doi în combinația asta, nu eu. Eu nu mă bag cu nimic. Păi tocmai asta e. De ce crezi? Mai ales că te cunosc de 22 de ani, e ceva. Păi și asta înseamnă că știi ce fel de oameni am în jurul meu, nu? Și că fac alegeri bune. Da. Adică ce crezi, că n-a făcut o alegere bună sau ce? Dar n-am spus asta. Am zis eu că n-a făcut o alegere bună. Doar Doamne ferește. Prietena ei mi se pare cam ciudată și chiar nu-mi doresc să stea soția mea în preajma unor oameni care aduc numai energie negativă. Nu știu ce să fac, să-i deschid ochii Antoniei, să nu creadă că sunt invidioasă sau cam ceva cu ea. Ultima zi de burlăcie. Ce vrei mai mult de atât? Fericire maximă, abia aștept. Ce puțin? Nu știu, cred că mi-e puțin rău, cred că am o cădere de calciu sau ceva, pentru că nu am mâncat bine deloc în ultimele zile. Păi ar trebui și tu să mănânci, să pui și tu pe tine, că ești cam slabă și cred că și din cauza asta ai probleme. Dacă am niște medicamente, ceva, dar nu cred, că de obicei da, mai am și eu. N-am avut timp, am fost cu munca, cu astea și nu prea mai avut timp de mine. Nu pot schimb gențile și... Păi ar trebui să ai grijă de tine, că dacă n-ai tu, n-are nimeni. Da, știu. Păi... Da, o să fie bine. Mănâncă și tu regulat? Bagă și niște calciu din asta. Scuzați-mă un pic. Da. Păi, fată, tu ești sănătoasă? Ce ai? Ce te-a apucat, mă? Eu zic să stai cu minte și să te mai gândești. Frate, cum să spui chestia asta cu o zi înainte de nuntă stau cu minte? Ce te-a apucat? De-aia ți s-a făcut rău? Da. Cât de egoistă poate să fie fata asta? Dacă ea nu este fericită, ce altul? N-are dreptul să fie fericit? Am primit un mesaj și mi-a spus... Spune-i să nu fac asta. Aoleu, cine ți-a dat mesaj? Dă-și mie să văd. Uite, poftim, uite-te singură. Da, așa. Deblochează, că nu știu. Bă, fată, oameni din ăștia invidioși sunt pretutindeni. Nu știu ce să zic, dar eu atât zic să fii... Și ce faci cu Met? Nu mă invit la cununie? Tu o faci așa pe șoștache? Bă, tată, nu e vorba că nu te invit, că na, doar ești fratele meu, dar nu am, vreau să fac ceva restrâns în familie, frate, că nu am cum acum. Știi păi, foarte bine că sunt problemele astea cu COVID-ul. Da, mă, tati, nu reuși că sunt fratele tău, eu nu sunt familie. Ce facem aici? Stai puțin, complotez cu cineva că nu înțeleg. Dar nu complotez cu nimeni, i-a văzut. Ce nu-ți convine la băiatul ăsta, că nu înțeleg. Măi, fată, dar mă, nu e vorba. Palmă, ești nebună la cap. Unde mai găsești din ăștia așa? Mi-e vede că ne agităm și deja mă enervezi. Dar te agiți tu singură, eu nu mă agit. Eu doar îți vreau binele. Și ceva, cred că am impresia.
că ești cam invidioasă, așa. Fată, nu sunt invidioasă, avem totuși, ne cunoaștem de 22 de ani. Stai, că mai ne vedem, nu-i problemă de asta, că nu o să-mi închide mie viața. Damian mi-a demonstrat în 7 luni cât de mult mă iubește, mai mult decât mi-a demonstrat Silvia în 22 de ani. Cum, frate, de ți-a pus asta ție capac? Nu erai tu zmeu ăla care nu mă însor, eu le iau, le învârt, le fac? Băi, știi care e faza? Că ai dreptate, așa eram. Dar uite că se mai întâmplă și lucruri neașteptate. Păi chiar că e neașteptat. Măi, fată, tu nu chiar nu vrei să înțelegi că nu e vorba că nu ne vedem, este vorba pur și simplu că tu după 7 luni, gata, e totul roz, hai să... Fata, ți-am luat după 2 luni și sunt foarte fericiți. Cu cât o lălă e așa, e cu atât mai toxic. Am zis să trec și eu de rândul lumii, să... Na, să am și eu o soție, o nevastă care să-mi facă de toate acasă. Și să înțeleg că de acum încolo, gata, ieșirile la poker, gata, ieșitele la băute, gata, plecat la munte ca băieții. Nu, tată, stai liniștit, că toate astea se vor continua. Nu, se, nu se va întrerupe nimic, îți garantez. Dacă nu faci pasul ăsta când iubești? Nu știu câte știi tu despre el, dar eu presim că el îți ascunde ceva, dar nu știu de ce. Alți oameni după 20 de ani de căsătorie nu se cunosc, dar ea după 7 luni. Eu cred că lanțul e gros acolo. Nu e, tata, lanțul gros. Și chiar dacă e gros, ce găsim noi, îl tăiem? E, da. Asta e o problemă? Păi, femeia face ce zice bărbatul, nu cum vrea. Înțelegi? Ele ce ascunde? Ce? E mafiot, ce e? E mafiot, dar n-am spus dar asta. Dar zi-mi și mie, ceva. Dacă vii cu niște probe, vină cu dovezi clare, nu? Nu vii să spui tu mie... Nu știu, eu zic că ar fi trebuit să te mai gândești. Dovada asta mi-arată că spui ce vrea. Dacă ea a vrut să spui da, tu spui da. Băi, ești fratele meu, te-am lăsat eu vreodată la greu? Mai ales la băutură. Bun, păi... hai că vedem. Bine, tată. Hai că mă duc și eu înăuntru să cam lăsat-o la masă. Hai, te pup, mersi mult, pa, pa. Silvia este o frustrată și o invidioasă care vrea să mă despartă de Damian. Poate și-l dorește ea. Nu te cunosc de ieri de azi. Oameni ca tine sunt pretutindeni, doar că ei n-au curajul să-mi spun așa în față, nu ca tine invidioasă. Nu, oameni ca mine... Și ce să mă mai cauți. S-a terminat. Bine, pa. Nimic, iubire, hai să mergem. Hai, ceau, pa. Mă simt trădată. A renunțat atât de ușor la prietenia noastră de 22 de ani. Pentru nimic. O iubire. Da. Dar nu mai bine sună soție decât nevastă. Păi de ce cere? Că te-am matriculat ca pe mașină în garaj. Vezi, iubire, numai lucruri prețioase ai tu în viața ta. Păi da. Soție, mașină luxoasă. Știi care e diferența dintre ieri și azi? Ieri era necăsătorită și azi ești căsătorită. Ieri era cafeaua bună, perfectă, micul dejun la fel, senzațional. Azi, că ești căsătorită, cafeaua opărită, praf, micul dejun, nici dacă mult. În ritmul ăsta o să iau atribuția de șmotru, menajeră, șmotru, slugă, menajeră. Că altfel nu înțeleg ce m-am măritat, adică pe bune, vii, calcăm tot dressing-ul ăsta. Pe astea sunt atribuțiile de nevastă. Ajunși acasă după întâlnirea cu prietena ei, Antonia este încă revoltată pentru ce s-a întâmplat, iar acest lucru îi vine mănușă lui Damian. Auzi, iubire? Ce-i puțin rău? Auzi ce zice invidioasta asta de Silvia? Ce că zici? Fac cea mai mare greșeală că m-am mărit cu tine. Aolo! Uh-huh. Nu știu ce-a apucat-o ce-i cu geloziile astea, ce cu ea. Niciodată nu mi-a făcut așa ceva, ți se pare normal? Păi mi s-a părut de la terasă de atunci, că e... Da, pe s-a îngăbănit la față, că vai, Doamne, cine i-a scris ei că... Oh, faci mare greșeală, ce spune Antonie să nu? Aole, și de-aia ai luat distanța asta și... Nu, iubire. Hai că vin lângă tine. Vreau și eu să mă cremuiesc, să mă aranjez. Dar și eu nu te înțeleg, de ce, dacă vezi că faci așa, de ce mai stai cu ea, de ce umbli cu ea? Bine, nu că ți-aș interzice eu, Doamne ferește, nu mă înțelege greșit, dar eu zic că e normal să... Ai prieteni, așa, asemenea prieteni. Păi la asta mă cam gândeam și eu că de-aia am venit să vorbesc serios cu tine. Așa? Că aș cam vrea să stau departe de lumea asta. Ar fi mai bine să stăm departe de toți prietenii falși și toxici, ca noi să ducem o viață normală. Așa sunt fetele astea, mai răutăcioase. Niciodată nu se bucură una pentru binele altuia.
Eu nu pot să te înțeleg pe tine de ce trebuie să iei în considerare părerea altora. Pentru că ne face foarte mult rău. Păi probabil ție, pentru că pui la suflet ceea ce spune lumea. Pe mine nu mă interesează ce spune lumea. Știu cum sunt eu și știu ce e bine pentru mine să fac. Dar ce, ideea mea nu ți-ar surde? Păi da, Doamne ferește, nu m-ar deranja. Păi uite cum facem. Dai telefonul tău, îți închid conturile de socializare. Și tu mi-l dai pe al tău. Lasă că le închide pe al meu, eu singură. Dar de ce? Ți-e frică că văd ceva pe acolo? Nu e mea, dar de ce te aprinzi așa? Păi dar nu mă prind, dar văd că, na, lasă că le închid eu. Ce are? Te deranjează ceva? Nu, iubire, am zis-o și eu așa să văd ce zici. Poți să ți le închizi tu singur? Gata, ai dat-o la social. Nu, iubire. Ai ceva de ascuns pe acolo? Te-am testat doar. N-am ce să ascund. Poți să verifici, dar eu mi le închid mai repede, știi ce zic? Sunt mai rapidă. Bă, și care fază că eu am încredere în tine. Acum, dacă tu faci chestiile astea, e problema ta. Și greșeala ta. Păi și ce, nu vrei să-ți închizi? Ba da, Doamne ferește. Nu e bine, închide-le tu. Păi de ce? Na, că pe urmă zici că nu vreau să-ți dau, că am ceva de ascuns. Eu am vrut așa să văd cum reacționezi. Tu intri pe altul și eu intru pe altul. Nu e bine, nu. Nu facem de asta. Păi de ce? Nu, tu ți le închizi pe ale tale, eu mi le închid. N-am ce să ascund. Ia dă-mi și mie codul la telefon. Mare prostie am scos pe gură când am spus să renunțăm la social media. Dar asta e, n-avem ce face. Mergem mai departe. Cred că a venit vremea să-i arăt Antoniei că sunt bărbat și nu sunt mai mulți oi. Ia zi și codul. Da, iubire, 1, 2, 3, 6, 7, 9. Gata. Și parolele de la rețele? Antonia, dar scrise invers. Și 16 în față? Da. La toate conturile. Și dacă ți le închide acum? Păi închide-le, că asta e și ideea. Da. Poți să te uiți că n-am ce să ascund, iubire. Ce să ascund? Nu te controlez că n-am, deci. Chiar nu mă interesează. Da, să că n-am. Șterge-le tu, dacă tot ai zis că le ștergi, închide-le pe toate. Dacă te-am rugat? Că de ce să mă rogi? Păi ai zis că le ștergi tu, șterge-le tu, că eu nu am chef. Nu prea îmi convine că Damian îmi știe toate parolele. Dar nicio problemă, și eu îi le știu pe ale lui. Abia îl monitorizez îndeaproape. Și cu ocazia asta, cu Silvia nu voi mai avea ce discuta. O voi bloca de acum, pentru că ea nu mi-e prietenă. Ascultă-mă un pic, eu, părerea mea ar fi că oamenii ăștia care îți dau stările astea negative și tot spun ieri ce e bine și ce nu, ar trebui să cam scap de ei. Pentru că dacă faci o greșeală să mergi pe mâna ta, nu mergi pe mâna altuia. Părerea mea. Eu nu-ți interzic, Doamne ferește, să nu mai vorbești cu ea sau, Doamne, partea mea poți să ieși cu cine vrei. Dar să ai grijă, că ai văzut. Mie e de acolo, de la terasă, mi s-a părut. Păi flegmatică, da, mi s-a făcut rău că, arogată, vai, da. Ce mesaj a primit ea. Săracă, păi adevărul, o pui în arc, tragi cu săgeată cu ea, n-ai văzut ce grasă e? Mi s-a făcut rău. Hai că mă o să fac duș și vorbim după aia. Da? Bine, ia și ștergele. Am și-o prosop la baie sau iau? Ai tot ceea ce-ți dorești tu. Pentru Antonia, relaționarea ei cu Damian este în principal o reglare a poziționărilor de forțe. Vrea să domine și crede că statutul de soție îi va întări forțele. De aceea, a doua zi, imediat după cununia civilă, simte că este triumfătoare. Să fie oare tot ce își dorește? Iubire, păstrăm tradiție? Păi nu e normal. Mă treci pragul casei. E normal, cum să nu? Arată-ți forța. Haide. Ăla-i. Visul meu s-a îndeplinit. De astăzi sunt doamna Tomescu. Nimeni nu o să-mi ia locul. În momentul ăsta pot să spun că mi-am semnat polița de asigurare. Dacă mai face vreun gest sau mizerii din astea care nu-mi convin mie, o să-i răspund cu altă monedă. De astăzi sunt doamna Tomescu. Și? Cum ți se pare? Ei, sunt demnă, fericită și împlinită. Chiar mă bucur. Mă bucur. Chiar mă bucur. Că mi-ai luat numele și că-mi porți numele. Bineînțeles, cea mai fericită. Păi da. Am să-i spun Antoniei tot ce mă deranjează. De mâine voi schimba foaia. Gata, s-a terminat cu paradisul. Și cum ți se pare statutul de nevastă? O iubire. Da. Dar nu mai bine sună soție decât nevastă. Păi de ce cere? Că te-am matriculat ca pe mașină în garaj. Vezi, iubire, numai lucruri prețioase ai tu în viața ta. Păi da. Soție, mașină luxoasă. Păi. Vila asta impresionantă. Păi, eu ți-am zis. Nu prea mi-a plăcut gluma lui Damian. Ce sunt eu, un obiect? Nu vreau să zic nimic. N-aș vrea să strig noaptea nunții. Pentru mine soția înseamnă o femeie care se căsătorește, se însoară, mărită, din interes. De interes. Care nu vrea decât bani, nu vrea decât să se plimbe, să aibă un soț că așa e normal. De interes. Iar nevastă, pentru mine, înseamnă o femeie care
Se luptă pentru copil, se luptă pentru casă, se luptă pentru familie și își dă tot ce mai... tot ce poate ea pentru ca familia să fie fericită. Înțelegi? Atunci așa să fie, să am statutul de nevastă. Antonia este o partidă bună, sexy și ușor de îmbrobodit. Acestea fiind spuse, concluzionăm simplu. Dragilor, vă meritați unul pe celălalt. Abia așteptăm să vedem cursul acestui mariaj pe care l-ați calculat în detaliu. Bună dimineața, iubire! Ce face proaspăta mea nevastă? Te așteptam, ți-am pregătit micul dejun, da? Așa cum ți-ai dorit. Mulțumesc! O cafea cu aromă de iubire, crefeliuță de brânzică, o roșie și două... Mamă, perfect! Perfect! Să-i poftă! Ah, am uitat de tacâmuri! Lasă că mai târziu tacâmurile, că nu vreau întâi să beau cafeaua. Iubire, te-am extenuat azi noapte și n-am vrut să te deranjez cu micul dejun la pat. Ce, iubire? Te-a întâmplat ceva? Da. Nu știu. Ai mai făcut cafea până acum? Da, iubire. Și? Ai putut să o bei? Băi, iubire, mi-ai spus să pun două lingurițe de zahăr și de nouă de cafea. Nu am înțeles. Și? Și nu am făcut asta? Ai vezi, poți să bei? Da, iubire, poți să beau. Sigur? Da. E bine. Vezi? Vrei să mă arăt la limbă și la buze? Dacă Antonia nu revine și nu coboară cu picioarele pe pământ, schimbăm placa. Scuze-mă, iubire. N-am vrut să fac asta. Văd că ți-ai văzut să faci în căruță. Ai semnat actele, nici măcar nu s-a uscat bine cernela și ai trecut la chestiile astea de, că zice, monotonă, să zic. Iubire, dar nu mi-am dat seama că frige. Data viitoare promit că o voi răci. N-am vrut să fac chestia asta. Doamne, ferește, nu am vrut să te rănesc. Acum, na, m-am opărit și eu la limbă. Suntem chit oarecum. Zici tu? Da. Nu știu ce se întâmplă cu soțul meu. O fi așa din cauza faptului că aseară l-am cam extenuat și nu s-au odihnit suficient de mult. Știi care e diferența dintre ieri și azi? Ieri era necăsătorită și azi ești căsătorită. Ieri era cafeaua bună, perfectă, micul dejun la fel, senzațional. Azi, că ești căsătorită, cafeaua opărită, praf, micul dejun, niște tacâmuri, care ieri le-au fost pe masă, nu? Am dreptate? El ai tăiat frumos, adică parcă l-ai făcut din suflet, ți-ai dorit să-mi faci micul dejun. Astăzi zici că l-ai făcut din obligație. Ai zis că te-au pastat unul spatele tău și fă așa. Iubire, dar știi că am avut o noapte furtunoasă și mă dezmiticez mai greu. Și acum dacă o să vin de la muncă plin de nervi și de spume, ce fac? Învărți nervii pe tine? Nu e diferită cu nimic față de celelalte pe care le-am avut. Doar că pe celelalte nu le-am luat de neveste. Știi, uite, sunt niște chestii care eu aș vrea să le de acum înainte să le facem exact cum trebuie. Cel puțin asta îmi doresc. Ce bine, nu trebuie să te supere bine doar pentru că... Nu știu, aici văd exact ce-ți dorești tu. Două ouă roșii și trei felii de brânză. Ok, asta e greșeala mea, iartă-mă, data viitoare. Voi avea grijă să fie la temperatura dorită. Ok, te-am înțeles, dar tu vezi chestia asta acum, uite, vezi, tu n-ai văzut greșeala asta. Eu le-am văzut. Eu am văzut care e diferența dintre ieri și azi. De bine, dar e mâncarea tot în stomac ajunge. Wow, Damian parcă nu este omul pe care l-am cunoscut. Parcă ar fi un stăpân de conac, iar eu slujitoarea lui. De exemplu, uite, eu telefonul ăsta care ți l-am cumpărat pe bucăți sau întreg? Sigilat. Iubire, dar nu ți-am pus o travă. Poșeta care ți-am cumpărat-o, e întreagă? Las lucruri materiale, iubire. Uite, să ne-a făcut poșeta cu tot dragul. Care ți-am cumpărat-o, okay, este întreagă? Iubire, nu putem să comparăm o mâncare. Eu ți-am pus o întrebare și aș vrea să-mi răspunzi. E întreagă poșeta? Da. N-are lipsă nicio beretea, n-are lipsă nicio curea, niciun buzunar, nimic. E perfectă, da? Să nu creadă soțul meu că pentru chestia asta nu o să-l taxez. Următorul cadou să fie costisitor. Nu te înțeleg. Iubire, te rog din suflet, iartă-mă. Nu să mai greșesc, a fost o greșeală. Nu am făcut-o cu rea voință. Te rog să mă înțelegi. Te înțeleg. Mi-a venit și pofta la mâncare. Mă rog să-mi fac un duș. Să mă pregătesc să mă duc la birou. Am și o rugăminte la tine să-mi calci și mie hainele.
da? Bine, iubire. Ce am mai putea spune? Talismanul de iubire azi s-a prefăcut în scrum, cum spune vorba cântecului. Măi să fie! Să se fi dus marea iubire după o singură zi, dar cine știe, poate Antonia îl va îmbuna pe Damian călcându-i impecabil cămașa. Ce face prințesa? Uite, calc. Ai mai călcat vreodată? Da. Ce, nu se vede? Nu calc tot bine? Tot așa creponată ți-a ieșit? Cum? Tot așa creponată ți-a ieșit? Deci că e păr tot în cap așa de dreptă, e cam așa asta. Îți bagi joc de mine? Eu nu bagi joc de tine. Păi stai puțin, ai venit să... Uite-te cum să... ai ieșit. Cum ai ieșit? Stai puțin, că asta e porțiunea necălcată. Păi nu porțiunea, porțiunea care a călcat-o. Vrei să-ți arăt că acum că nu e creponat nimic? Ai venit pe capul meu, iubire? Mă intimide, serios. Iubire, am venit să văd dacă mai călcat hainele, ca să știu dacă ai dus. Da, iubire, am călcat, dar doar n-am luat cursuri pentru asta, dar încerc să fac să arate impecabil. Dai voi un pic, te rog. Voi, femeile, în ziua de astăzi nu știți decât să cereți bani pentru buze, pentru sprâncene, pentru unghii, pentru shopping. Da, să călcați, să faceți ceva anume în casă și să fie ca lumea. Bine că te pricep, du-te și la tine, e creponat. Păi e creponat? Dar de ce e creponat? Că ai călcat-o tu înainte? Că nu, nu ai dat asta cum trebuie. N-am dat asta cum trebuie? Da, uite să vezi că iese. Nu înțeleg, care-i treaba ta cu mine? Păi, eu fac treaba de bărbat în casa asta. Să-și o facă și ea pe aia. Nu mi-am imaginat în viața mea că voi fi menajera lui, ci menajata lui. Doar, iubire, nu vrei să le fac eu, nu? Nu, iubire, mă gândeam așa. Ia uimește-mă. Eu mă pricep foarte bine la gătit, într-adevăr, la călcat. Mai creponat, dar dau toată ființa să fie bine. N-ar fi o idee să angajăm noi o menajere care să ne spele și să ne calce, iar eu o zgătesc. Măi, când doar nu te cum e ideea asta până cap mă până acum. Da, iubire, deci chiar nu? Mă bucur că ești de acord cu mine. Da. Păi și atunci de ce te mai lupă tine de nevastă? Dacă angajezi femeie, păi angajezi femeie să încalce, angajezi femeie să facă de mâncare, angajezi femeie să spele pe jos, să spele haine. Dar ce te mai lupă tine? Iubire, tu de-aia te-ai însurat cu mine? Poftim? De-aia te-ai însurat cu mine? Nu, m-am însurat ca să am o nevastă. Nu, iar o nevastă se ocupă de casă, se ocupă de mâncare, se ocupă de gătit și așa mai departe. Eu trebuie să muncesc. Înainte de căsătorie, își dădea interesul pentru tot ce făcea în casa asta. Acum e o doamnă, are nevoie de menajeră. E greu. Păi și eu aș fi muncit, dar... Dar ce? Mi-am dat demisia, pentru că ți-ai dorit chestia asta. Ți-am spus eu să-ți dai demisia? Ți-am zis eu, te-am obligat să te duci la muncă să-ți dai demisia? Și sugestia ta care a fost, iubire? Păi sugestia mea care a fost? Am zis că ar fi fost bine. Nu ți-am zis, du-te și dă, da? Și tu a doua zi ce ai făcut? După ce ți-am dat eu sugestia asta, tu ce ai făcut? Auzi? Mi-am dat demisia. Păi și? Te-am pus eu? A, scuză-mă, de la jobul acela de divă am ajuns la jobul acesta de menajeră, că nu înțeleg. Poate menajerul consider tu. Eu pe, consider, ce eu adică consider ca voi, cum, deci, treabă de soție care trebuie să-l facă în casă, care soția care stă acasă, nu se duce la muncă. Tu mi-ai făcut comparație cu femeia pe care aș vrea să o angajez ca menajeră, să zicem așa, că se ocupă de călcat și de spălat pe urmă pleacă acasă. Eu mă ocup de gătit. Tu ai venit cu chestii. Ideea asta să angajezi pe așa la ce te-am mai luat pe tine? De ce te-am mai luat de nevastă? Să ce? Să fii nevastă în casă, să cam și o nevastă în casă. Mă duc acasă, cam și o nevastă. Nevastă slash menajeră. Nu, nevastă slash menajeră, asta e în capul tău, e în creierul tău. Eu nu ți-am zis treaba asta, eu ți-am zis și jos în bucătărie ți-am făcut, ți-am dat un exemplu. Vrei să-ți dau iar exemple? M-am săturat să-ți dau exemple, crede-mă, de azi dimineața până acum, chiar m-am săturat. Femeile din ziua de azi nu vor să mai facă nimic. Nu tu mâncare, nu tu călcat, nu tu curățenie, nu tu spalat. E atunci la cine mai luăm neveste? În ritmul ăsta o să iau atribuția de șmotru, menajeră, șmotru, slugă, menajeră. Că altfel nu înțeleg de ce m-am măritat, adică pe bune, vii, calcăm tot dressing-ul ăsta. Păi astea sunt atribuțiile de nevastă. Nu, asta e atribuție de slugă, menajeră. Dacă i-am spus să angajez menajeră, ai spus că nu, că eu trebuie să fac chestiile astea. N-aș fi nevastă dacă ar veni o menajeră, că nu înțeleg. Nu mai problema, mai considera nevastă dacă ar veni o menajeră. Am început să ridici tonul și să faci de capul tău. Nu, dar am impresia că nu, te-ai dar schimbat și nu înțeleg de ce. Nu m-am schimbat, pentru că ți-am zis, ieri erai altă femeie, azi ești altă nu, femeie. Nu, ieri erai tu alt bărbat, astăzi ești... Sunt același bărbat cu aceleași pretenții. Eu nu știu să-mi aduc aminte să fi avut pretenția asta înainte de căsătorie. Calcă-mi la dungă, că mi-ai făcut cămașa pungă. Și ce vrei să fac acum? Vrei să mă îmbrac așa cu ea, nu? O las așa, nu? Nu, iubire, dar ți-o călcam, efectiv mi-ai...
poți să ții ceva, nu știu, o cămașă. Și care e faza că ți se cam urcă la cap de ieri până nu, astăzi? Nu, mai bine vrei să scazi tu cămașa ca să nu avem discuții, iubire. Văd că nu ne mai înțelegem. Îți pregătesc temperatura. Este prima zi și chiar nu ne mai înțelegem. Nu, iubire. Unde vrei să ajungem până la urmă? Tu ai venit să-mi spui că eu ți-am făcut cămașa câine creponat. Puteai să spui, iubire, uite, nu, puteai să-mi explici altfel. Ia și calcă cămașa asta. Ascultă-mă ce. Te rog din suflet, calcă-mi cămașa asta ca să pot să intru să-mi fac duș, să pot să plec la muncă și după aia să termin și restul de atribuții care le mai ai de făcut pe casă. Că o lungesc cu tine și nu ajunge la nicio concluzie. Și așa, și ea mai încet cu pliscul, că ai început să te rățui așa tare la mine. Și eu ți-am vorbit destul de frumos, nu cred că te-ai jignit. Ai vorbit ironic. Bine, cum spui tu. Doamne, parcă trăiesc un coșmar. Nu-l mai recunosc pe Damian. Nici nu zici că este el. Auzi? Da, știi ceva? Da. Ia dă-mi și mie un pic telefonul tău. De ce, iubire? Dă-mi un pic să răceau. Nu, de altă, dar ai devenit cam tare în gură, ai înțeles? Și... De ce faci cu telefonul meu? Îl țin eu. E în siguranță la mine, să nu-i vreo decizie din aia. De... Nu-i nimic, că nu ai nevoie să mă suni, că vei sta acasă, că vei avea treaba, ai înțeles? Și vezi că îți lasă în bucătărie ce am și eu nevoie să mănânc diser. Da? Să pregătești și tu. Pe bune, acum telefonul meu, ce? Te rog. Nu, ăsta stă la mine. Ca nu cumva ești nervoasă. Ascultă-mă un pic, ești nervoasă. Nu sunt nervoasă, te rog. Și să nu iei vreo decizie de aia, să suni tu pe cineva, să te vai, să faci, să dregi. Ai înțeles? Tu așa mă vezi? Sincer, acum la nervi, da, că te văd cum ești, că te abții să nu zici câte ceva, ai înțeles? Că știi că am dreptate. Deci rămâne așa, da? Îți las ce vreau să mănânc diseară, tu până atunci termin, îți las lista în bucătărie, da? Soțul meu s-a transformat într-un dictator. Nu mă pot conforma cerințelor lui. Te descurci. Și plimbă fierul la consumă în curentul degeaba. Calc eu când vrei tu. Calc când vreau eu. Nu mai calc nimic. Nu las în pace. După o perioadă de multă și curată fericire, pogorâtă din abundență după nuntă, tinerii însurăței merg în vizită la părinții Antoniei, care, dacă bine ne amintim, au sfătuit-o să nu care cumva să rateze o asemenea partidă precum este Damian. Am zis să aduc ceva de băut, am ceva bun pentru special pentru voi. Încetat, sigur că nu e grabă. Ce așa, n-am mai mâncat. De câte ori vine aici la noi să mănânc de... Deci, cred că nicăieri n-am mâncat așa. Crezi că te îngrași? Cum nicăieri? Adică și da, bine, nu vă gândiți că soția nu, Antonia nu gătește acasă, gândește demențial, dar... Păi asta vreau să zic de și eu. De câte ori vin la noi să mănânc cu acea poftă, dar n-am văzut așa ceva. Te referi bine sau nu? Normal că bine, doar vă dați seama doar cum vă ziceam acum. Nu-mi place. Ok. Chiar e senzațional. O să mă duc totuși să aduc ceva bun, da? Este timp. Abia mâncăm. Și? Vedeți ce faceți? Vedeți bine, sănătoși? Da, mulțumim bine. De voi povestiți-ne. Da. Ce-ți facem? Eu cu munca. Ia bagaza. Fată harnică. Eu știu că e harnică. Tu cum știi? Și harnică și frumoasă. În special. Sunt cea mai fericită mamă. Am un ginere care are grijă de fiica mea, iar dacă ea este fericită, și eu sunt. Da, fata mamei, ce-ai pățit la mână? Ce s-a întâmplat? N-am fost atentă când am călcat și mi-am dat talpa fierului. De ce te grăbești și ești repezită? Da, i-am zis și eu de atâtea ori. Mă, dar așa faci mereu. Nu vrea să mă asculte întotdeauna, se grăbește, face tot cu problemă. Mamă, dar nu înțeleg că nu ai copii de crescut. Trebuie să le fac pe toate, mamă, dai seama, să fie casa impecabilă. Dai toată ziua la dispoziție. Dar nu mi-ajunge timpul, dai seama că muncesc foarte mult. Păi, da, nu-ți plâng copii de foame, nici la poartă, nu, la poarta fabricii, nu te așteaptă nimeni, da? Să te duci la fabrică. I-am zis să aibă grijă, i-am zis să nu se mai grăbească, i-am zis să angajăm o femeie ca să nu mai se rănească, să nu mai, Doamne ferește, mai pățește și altceva. Dar nu vrea. A zis că ea vrea să facă tot în casă. Adevărul e că asta a învățat-o de la mine. Chiar mă bucur. O femeie trebuie întotdeauna să aibă grijă de casa ei, iar dacă vrea să fie perfect, trebuie să facă ea, nu altcineva. Doamne, nu pot să cred cum îmi minte pe părinții mei. El pozează în familia perfectă, iar eu trăiesc coșmarul vieții mele. Hai că, uite, mai stăm un pic de vorbă și așa. Povestiți-ne și de voi, ce aveți de gând să faceți? Ce să facem? Vreau și eu să devin bunic cât mai repede.
Vreau să... Noi lucrăm la treaba asta. Chiar am început să lucrăm la treaba asta, dar că de asta am și la nevasta, nu? Să-mi fac o familie. Așa? Da. Să vedem acum ce o să iasă. Nu avem de unde să știm. Păi lucrați și voi mai... Păi lucrăm. Uite, după ce terminăm aici o să mergem acasă. Păi... Ce? Ce? Părinții mei! Păi da, dar nu cred că mă suntem copii să ne ascundem totuși. Da, nu trebuie să știe. Ai, mamă, că nu mai suntem nici noi copii. Dar ce vrei să faci copilul la 40 de ani, la 50 de ani? Aoleu, te-ai rușinat acum. Noi știm ce înseamnă să fii... Păi, de ce îi râde? Că să fiți proaspăt căsătoriți. Păi? Deci dacă vreți să rămâneți aici, rămâneți. Camera ta este oricând... Lăsați că mergem la mine, că știți cum e. La dispoziție. Când ești acasă la tine, e altceva, nu... Măi, noi știm ce înseamnă. O întreagă mascaradă jucată de Damian, la care Antonia nu a reacționat. Pe semne a prins frică de bărbat. Totuși, Antonia are încă răbdare și speră că, după ce mai trece o perioadă, Damian va reveni la sentimente și purtări mai bune. Antonia? Da, iubirea mea! Unde ești? În baie, mă pregătesc. Te pregătești să ce? Să ieși în oraș cu colegele de facultate. Nu le-am mai văzut de ceva vreme și... Le-am promis că voi ieși. Păi, bine, dar cu mine numai nu și pe mine, sau cum? Păi, iubire, până acum am ieșit și nu te-ai supărat. Da, știu, până acum nu m-am supărat. Dar te deranjează? Nu, doamne ferește, nu mă deranjează. Dar curățenie în casa? Păi, iubire, am făcut curățenie. Ai făcut curățenie? Am aspirat, am dat cu mopul. Ai și cina pregătită. Da? Ai somon cu legume. Da. Vin alb la temperatura camerei, da, cum ești obișnuit. Și frimiturile la domnul de la sărbătunile? O femeie măritată ține casa lună și bărbatul un puf. Asta în condițiile în care doar el este cel care aduce bani în casă. Ce frimituri? Eu n-am cu aspiratorul. Eu îi fi dat, dar nu știu pe mâine dacă acolo n-ai dat, îți garantez. Ce praful ăla de pe mobilă? Că e mai gros decât ai tu fondul de timp pe față. Ce-i cu atitudinea asta pe tine? Cum adică ce cu atitudinea asta? Ieșim, ne ducem, ne distrăm, dar trebuie să facem treabă în casă. Sau vrei să iau niște sare să dau așa, să nu mănânce vierbii pe acolo? Ai luat o lupă și te-ai uitat așa, te-ai pus în genunchi și ai pus lupa. Deci crede-mă că altfel n-ai avea cum să vezi așa ceva. De ce vezi? Eu vorbesc calm cu tine, chiar îți spun frumos. Nu, dar ești ironic cu mine și spui că ți-am făcut un frumitor. Dar întâi rezolvă treburile din casă și după aceea... Pe asta am și făcut. Da? Și machiajul ăsta așa, se pare că e pentru întâlniri cu fetele? Nu e mult. Sunt niște umbre mari. E ceva normal, nu. După părerea mea, da. Dar știi foarte bine că de la bun început eu am fost cochetă, da, sexy. Doamne ferește, nu ți-a zis nimeni, dar atât timp acum ești cu femeie căsătorită și nu mai ești de capul. Și asta ce înseamnă? Că trebuie să-mi pun broboada în cap? Nu ți-a zis să spui broboada în cap, hai să nu exagerăm. Să nu mă spui pe cap, doar să nu mă aranjez și... Doar să faci un machiaj normal, simplu. Ce este anormal? Se pare ție că sunt extravagantă sau cum? În loc să fie mândru care o soție aranjată, cochetă, el vrea să mă transforme într-o cenușăreasă. Știi care e faza? Eu doar ți-am vorbit frumos. Și așa că... Nu știu, legătură cu machiajul, ori ți-l stești tu, ori te ajut eu. Ce înseamnă asta? Ți-am zis? Ceva. Dacă îți bagi de mine? Se pare că îmi bagi de tine? Se pare că vorbesc la mișto? Uh-huh. Da? Uh-huh. Să nu că nu mă cunoști, mă, fată. Păi, cred că am senzația că nu te cunosc. Că ce? Că nu te cunosc. Că nu te mai recunosc. Păi de ce? Când dai șervețele să-mi șterg machiajul. Da, ți-am zis că nu sunt de acord. M-am chinuit două ore și ceva să-mi-l fac. Da, pe tocmai asta e, că știu că te chinui, pentru că... Na. Eu când te-am cunoscut erai și nemachiată, nu trebuia neapărat să te machiezi, adică... Înțelegi? Acum nu știu pentru cine te machiezi. Că pentru fetele tale să ce? Să te vadă, wow. Păi da, să vadă că deși știe, sunt o femeie măritată, cine dar trebuie să mă și îngrijesc. Arăți bine și fără machiaj, dar în fine, nu mai contează. Femeia asta cred că nu realizează că acum e căsătorită și face ce vrea. Mă chinui din răsputeri să-i fac pe plac soțului meu. Și oricât mi-aș da silința, nu pot să-l mulțumesc. Și acum înțeleg ce curățenie ai făcut. Dacă zici că ai stat două ore, ori și ceva aici ca să te machiezi, îmi dau seama cum ai dat cu aspirator. Cred că l-ai băgat în priză, ai pus, gata, înapoi la Deborah. Tu-ți bagi joc de mine. Eu nu-mi bagi joc de tine, tu-ți bagi joc de mine. De ce îmi bagi joc de tine? Pentru că ți-am zis și îți repet, acest machiaj care l-ai pe față nu este pentru a ieși cu fetele, este pentru a agăța. Dacă vrei să treci la agăța, mie să-mi spui, ca să știu cum procedezi. Da? Sunt sluga amenajerată cumva? Ți se pare că te-am făcut slugă? Păi cam aia, spui-te mie că tu caci pe fermitura atât timp cât jos e lună.
Jos e lună? Da. Și dacă merg acum ai reușit să refrimiturile, ce pățești? Ce vrei să, cum vrei să facem? Cum vrei să procedăm? Le adun tu, dacă tu le vezi. Să le adun eu? Uh-huh. Păi, ok, le adun, că nu cad mâinile. Dar nu mai zici că faci curat. Da? Atât timp cât nu faci curat. Ok, dacă ai văzut că e o frimitură, de ce nu te-ai dus tu să-i măturași? Păi, dar atunci de ce zici că ai făcut, curățenie? Pentru că am făcut! Unde? Unde ai făcut curățenie? Unde ai făcut curățenie? Peste praful, cine a șters? Cine a șters? Eu! Tu? Unde? La vecin praf? Poate, că aici nu l-ai șters. Vrei să mergem jos să vezi? Ca să nu zici că îmi bagi ochi de tine? Pe mine asta mă deranjează. Când zici că faci, fol. Sau nu-l mai faci. Nu vine să cred că trăiesc acest calvar. Nu înțeleg de unde și până unde s-a schimbat soțul meu. Pur și simplu nu i-am greșit cu nimic. Crede-mă, în loc să faci lucrurile pe jumătate, mai bine le făceai ca lumea din prima, să făceai un machiaj de ăla mai subțirel, că ești frumoasă oricum, ai înțeles? Și acum poate că erai deja la terasă cu fetele. Dar la cât te trebuie să faci acum, ca să o iei de la capăt și să-ți modifici și machiajul, nu știu dacă mai prinzi ceva, că la 11 știi că se închid toate astea. O femeie măritată nu pleacă așa singură noaptea târziu. Și îmbrăcată și machiată în felul în care era. Da? Nu știu, eu ți-am spus din punctul meu de vedere, dacă vrei să mă înțelegi bine, dacă crezi că te-a la mișto, e treaba ta, e problema ta, mi-am vorbit serios, trebuie să avem nervi, că nu are rost. Ai înțeles? Dacă le făceai de prima bine, acum erai la suc. Mă simt umilită și baciocorită din orice poziție. Aș vrea să pognesc din degete și să revin la viața normală. Ai înțeles, uite, că timpul care l-am pierdut cu tine acum aici, mi s-a răcit și mâncare. Și acum trebuie să mă duc să-mi încălzesc mâncarea de nou, vezi? Ca să te las, că tu ai destulă treabă, da? Dar nu te feri că nu-ți fac nimic, că iubita mea, da? Hai! Nu mai trânti alea, că n-are rost. De compătimit Antonia, dar să nu uităm că și ea are o vină pentru toate care îi se întâmplă. Bine, uite, nu mai stau la discuții, merg repede cu fetele o oră și după aia mă întorc să fac curățenie. Te întorc și faci curățenie când eu o să dorm, că eu mâine mă duc la muncă, nu? Mai pierzi o grămadă de timp? Nu, mai machiez, plec așa. Dacă ți-ar de plimbări, mai bine te și plimbă aspirator la pansofagie. Nu e bine, te rog, ajută-mă, eu nu vreau să mă mai întorc acolo. Hai, hai să stăm un pic jos, hai. N-am jignit-o niciodată, n-am bătut-o, n-am ridicat dar mâna la ea, n-am ridicat asta. Tonul la ea, da? I-am făcut toate poftele. Eu, că sunt un simplu om, da? Am ce am. Ce rău i-am făcut eu ei? Că i-am zis să se ocupe de casă. Eu am încercat, chiar mi-am dat toată silința, da? Și nu vreau să ne ducem mult mai departe. Îți păstrez toate astea, n-am nevoie de nimica, am ajuns la concluzia că ești la fel ca toate celelalte. Antonia s-a liniștit cu greu după umilința la care a fost supusă de soț, însă și-a dat seama destul de repede că dialogul este singura cale prin care ar putea să schimbe noua stare de fapt. Iubitule? De iubită. Vreau să vorbim ceva. Spune, te rog, te ascult. Ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu mine? Adică în ce sens? Ce s-a întâmplat? Ce am zis? De ce te-ai schimbat? Cu ce m-am schimbat? Erai altfel când te-am cunoscut. Și după ce ne-am căsătorit, gata, lucrurile au devenit altfel. Păi stai puțin, ce am făcut? Ești total nemulțumit de tot ceea ce fac eu pentru tine. Și încerc să fac pe cât posibil ca tu să fii mulțumit, fericit alături de mine. Încă am început să-mi pierd răbdarea și nu cred că o să mai meargă cu vorbă bună. Cred că o să schimb foaia. Mi-e frică să spun ceea ce gândesc. Îmi lasă impresia că va da în mine. Până acum nu a făcut-o. Dar cred că o va face. Trebuia să le faci pe toate la început, în ordinea care trebuie, și aveai de câștigat, crede-mă. Nu mai mă machiez. Merg așa, o să văd eu. Le fac când mă întorc. Le faci când te întorci? Merg, nu păi stau sincer mult. Să fiu. Eu știu că nu stai mult, Doamne ferește, nu am zis că stai mult. Dar nu știu unde te mai duci. La ora asta. Că s-ar putea să ajungi acolo să văd aia afară, că se închid tot. Și în al doilea rând ai să fim serioși. Când de vreme. O femeie care este căsătorită, da? Vorbește și ea cu bărbatul. Vezi că, uite, m-a sunat și pe mine colegile alea. Ea zice, ce facem? Ai vreun plan ca să știu dacă pot să vorbesc cu ele, să mă duc cu ele, nu? Și nu la orele astea târzii.
Că nu mai ești singură, nu mai ești... Acum suntem într-o relație, avem o căsnicie. I-am oferit tot ce își dorește, tot ce... Să nu ducă lipsă de nimica. Și tu te-ai nemulțumit. Că e luată la 13-14. Bine, uite, nu mai stau la discuții. Merg repede cu fetele o oră. Și după aia mă întorc să fac curățenie. Și te întorci și faci curățenie când eu o să dorm. Că eu mâine mă duc la muncă, nu? Ca să nu poți să dormi, să faci gălăgie și să faci toate. Iar du-te machiază, iar fă... Mai pierzi o grămadă de timp? Nu, nu mai machiez, plec așa. Dacă ți arde de plimbări, mai bine du-te și plimbă aspirator la pansuflagerie. Ia vezi. Zic și eu. Nu? Ia dă-mi și mai pic telefonul, te rog. De ce? Dă-mi mai pic telefonul. Nu, de alta, da. Ești cam nervoasă, ești cam supărată și decât să suni să vorbești și nu știi ce, pe unde sau să-l spargi, că e păcat de el, că și pe ăsta a dat o grămadă bani. Păi și cu fetele cum mă mai văd? Le răspund eu dacă te sun. Zic că s-a intervenit ceva și nu mai pot să vin și îmi cer scuze. Da? Promit că îți dau telefonul mâine dimineață. Sau după ce termin treaba și vin, pat, ți-l dau. Da? Hai. Și eu te iubesc. Dezamăgită și speriată de schimbarea radicală a lui Damian, Antonia își face bagajul în grabă și pleacă de acasă. În scurt timp ajunge tocmai la Silvia, prietena pe care a renegat-o. Deschide ușa! Ce-ai mă, fată? Mi-am tratate! Ce-ai mă, prințesă? De ce nu te-am ascultat? Nu pot să-mi crede, mi se întâmplă! Ce-ai făcut, prințesă? Gata, ți-a destrămat bazmul? Mersi, dacă te deranjezi, spune. Stai, Flaero, că mi-a fost doar de tine, dar ce ai pățit? Spune! Hei, ce ai pățit? Sunt disperată. Nu știu ce să fac încotro să o mai apuc. Vreau să ies din coșmarul ăsta cât mai repede. Nu mi-e bine, te rog, ajută-mă, eu nu vreau să mă mai întorc acolo. Hai să stăm un pic jos, hai. Hai, lasă, stai aici și hai să stăm un pic jos. Lasă-mă, fată, ăsta aici, ce totul tot car după tine, zi. Nu vreau să cred, ai avut dreptate, de unde știai? Am crezut că eu dețin controlul și că Damian îmi mănâncă din palmă, dar m-am înșelat. Eu eram, de fapt, cea controlată. Am fost o proastă că m-am măritat cu el. De ce n-ai încercat să mă oprești mai mult? Eu am crezut că ești invidioasă pe mine. Măi, fată, n-am fost niciodată invidioasă pe tine, doar te-am încercat să te ajut și să-ți deschid ochii. Nu este vina mea că n-ai putut să vezi, mai mult de atât ce vrei să fac. Dar ți-a făcut ceva, te-a bătut... Mă umilește în ultimul hal. Am avut viață de prințesă, acum de ce nu șereasă? Tot ceea ce am început să fac nu a fost bine. Dacă găteam ceva, nu era bine. Orice făceam, dacă făceam curat, nu era bine. Călcam, nu călcam bine. Nimic nu făceam bine. Nu aveam voie nici măcar să mă ies în oraș. Am să o ajut pe Antonia. Nu pot să o las. Nu pot da piciorul la 22 de ani de prietenie. Amândouă să scoatem adevărul la iveală. Și-a pus bine în aplicare planul, ajută-mă! Dă-mi de telefon, întotdeauna adevărul va ieși la iveală, sunt lângă tine și o să fie bine, o să vezi. Nu se crede nimeni ca un monstru, n-am unde să mă duc! Rămâi la cât pot până? Să mă ții o zi, două, trei și o să plec! Hei, calmezi! N-am cum să mă întorc! Nu te vei întoarce, trebuie să te calmezi și vedem. După ce te calmezi, vedem cum rezolvăm situația. Nu mai pot, mă dore capul. Hai, liniștește-te. Nu vreau telefonul, cum fac să-mi iau telefonul? Vede telefonul, la ce trebuie telefonul? Dacă ai spus că nu sun pe nimeni. Mă ajut, te rog, mă ajută-mă. Normal că sunt lângă tine, dar trebuie să te calmezi și să gândim. Dacă ești în starea asta, nu o să ajungem nicăieri. Te rog, eu încearcă să te calmezi. După două zile de la plecarea de acasă, Antonia, însoțită de mama ei și de Silvia, se întoarce să discute cu Damian, care, judecând după atitudinea lui, nu își găsește vreo vină. Spuneți cum pomea soție, de ce a plecat de acasă? Ce s-a întâmplat? Știți, doamnă, că fata dumneavoastră este de două zile plecată la prietena ei, cea mai bună? Damian, tu vorbești serios? Da, am venit de la muncă obosit, am spus și eu două, trei lucruri, m-am pus în pat și m-am trezit noaptea târziu că mergea aspiratorul în continuu, dar am luat și priză foc. Antonia, așa ai făcut, mamă? Tu ce crezi, mamă? Că am plecat degeaba? Păi cum, mamă, și lași mâna în priză? De ce ai plecat? Ce s-a întâmplat? Altfel nu puteam să plec. Ne-am făcut bagajul, am lăsat ăla și am plecat.
Dar nu să faci așa ceva, mama. Nu trebuia să lasi impresia că sunt o gospodină? Păi de ce, mama? Eu ce-am făcut? De ce n-ai venit să vorbești cu mine? Ți-am făcut vreun rău vreodată? M-am răstit la tine? Am țipat la tine? Ți-am făcut ceva? Subtil îți transmiteam astfel de mesaje că mă transform din soție în menajeră. Dar nu, n-ai perceput semnalele. Mama! Stai puțin, poate n-ai înțeles tu ce înseamnă o nevastă. Poate n-ai înțeles că trebuie să faci anumite lucruri. Zi din punctul tău de vedere, ce înseamnă o nevastă? O nevastă? O femeie care are grijă de casă. Mama, dar de ce ai făcut așa ceva? Deci, chiar nu mă așteptam să faci așa ceva, dar sunteți proaspăt căsătoriți. Păi dacă acum faceți așa? Am plecat pentru că mi s-a umplut efectiv pahar. Iar eu nu mai eram fericită în situația asta. Eram tensionată, eram tot timpul acuzată că nu fac nimic bun. Mamă, dar băiatul ăsta este un băiat extraordinar. Te pungi cu el la raună. Doamna, dacă ați fi văzut-o cum a venit la mine plângând, disperată, cred că v-a schimbat părerea despre dânsul. Adevărul este undeva la mijloc. Da, pe asta nu înțeleg. De ce se bagă? De ce te bași tu aici, în condițiile în care tu erai invidioasă și gelosă pe prietena ta de 20 de ani? Nu sunt nici invidioasă și nici cum vrei tu să... Da, sunt foarte sigură. De ce lași capul în podea? De ce nu ai curajul să spui exact ce te-a deranjat și de ce ai plecat de lângă soțul tău? Pentru că până la urmă, Damian este soțul tău, nu? S-a ai fost foarte bucuroasă că te-a cerut de soție, că ai intrat în această casă, nu? Ai fost foarte bucuroasă. Da, eram foarte fericită pentru că înainte de a ne căsători era un alt om. Îmi făcea toate poftele. După ce ne-am căsătorit, s-au schimbat lucrurile. Deci acum nu s-au făcut toate poftele? Nu i-am tăiat bine roșiile, nu i-am făcut cafeaua la temperatura dorită. Într-adevăr, a fost cam fierbinte. Dar asta nu însemna că trebuia să plece, să-mi trântească ușa în nas și să-mi dea comenzi că trebuie să calcă mașa. De ce iar bagi vorbe în gura iure? Ți-am trântit ușa? Ai plecat. Am țipat la tine? Nu, dar m-ai luat peste picioare. Ai vreodată, Damian, vocea la tine? Te-ai simțit vreodată, știu eu, amenințată sau ți-a fost teamă de soțul tău? Are un stil viclean, de a o spune, și de a se comporta cu mine. Adevărul este undeva la mijloc și noi încercăm să-l aflăm. În momentul în care ați intrat în această căsnicie, v-ați gândit că ce? Că dumneavoastră, ca și soție, veți face ce? Veți avea menajeră? Veți avea șofer? Veți avea bonă? Veți avea... Adică, rostul dumneavoastră care ar fi, practic, să tocați banii soțului? Nu. El așa mi-a lăsat impresia că mă răsfață, că își dorește o soție și oferindu-mi cadourile era dovadă de iubire. Mama. Așa mi-a lăsat impresia. El nu știa ce să facă pentru mine, adică îmi făcea popcorn, îmi făcea freșuri, mi-aducea micul dejun, dacă era cazul. Adică niciodată nu mi-a zis du-te și fă tu. Ei, după ce ne-am căsătorit, a doua zi, punem 3 feliuțe de brânză, o roșie întreagă, 2 ouă și o cafea. Cu 2 lingurițe de zahăr și 9 de cafea. 3. Deci 3 e regulă. 3 de zahăr. Da, așa beau cafea. Mama, e o problemă? Dar tu la noi în familie n-ai văzut cum procedam eu cu taică tu? Mamă, e bărbat, da? E bărbatul tău, îl iubești, da? Nu e normal da, să-i tata, faci... Tata se, îți spunea, vezi că mi-ai călcat cămașa, mi-ai făcut mamă, o câine mi-a făcut crebonat. Și taică tu, lasă-mă că sunt... Mai suntem cu... în anul mamă. 2021. Da, sunt alt trebuie fel să de vremuri. Fii tu, doamnă, trebuie doamnă, să doamnă, înveți. Mamă, soacră, are dreptate. Chiar are dreptate. Suntem în anul 2021. Da, dacă da. Nu ai bani, nu ești bun. Dacă ai bani... Nu, este vorba și de cum îți pui tu punctul de vedere. Ce punct de vedere acum... mi-am pus? Ascultă-mă un pic, că tot te bagi așa tu mereu și ai săpatul și... Zi. N-am jignit-o niciodată. N-am bătut-o. N-am ridicat dar mâna este la vorba ea. Doar n-am ridicat de asta. Tonul la ea, da? I-am făcut toate poftele. Eu, că sunt un simplu om, da? Am ce am. Știi ce, că... ce am făcut, ce rău i-am făcut eu ei? Că i-am zis să se ocupe de casă. Poți să-i spui soțului tău adevărul? Cum îl vedeai tu pe el? Cum îl alintai tu pe el? Cum mi-a arătat? Cum îl alintai tu pe el? Stai puțin, că nu înțeleg. Adică, în loc să vii să vorbești cu mine, trebuie să vorbeai cu maică ta sau cum? Vorbeai pe la spate. Păi mă sfătuia de bine, mama. Te sfătuia de bine? Considerat. Înainte să aflu ta, ceea ce se întâmplă. Nu cumva era cățelușul tău? Ce? Nu așa l-alintai? Păi așa se comporta înainte, ca un cățeluș. Cățeluș? Iar apoi ți-ai luat atitudinea de stăpân. Adică era bine să fiu fraier și să-ți fac toate poftele și eu să nu primez nimic înapoi? Ba da, primeai, dar ce? Nu mă așteptam să ce? Mă subestimez la nivelul ăsta. Păi stai puțin, nu e vorba de subestimare aici, e vorba că am făcut o cununie și nevasta mea, soția, cum spuneai tu, da?
care sunt niște chestii care soția trebuie să le facă în casă. Tu practic îți jignești alegerea, știi chestia asta? Eu nu jignesc alegerea, stai puțin că nu, ascultă-mă un pic, nu te-am obligat. Și asta este o întrebare. Până la urmă, dumneavoastră ați ales. Păi eu am ales? Bănuiesc că ați căutat-o, nu? Da, de ce nu v-ați putut orienta către o femeie care să nu aibă neapărat ca și priorități cheltuirea banilor, ci care să fie deja gospodină, deja responsabilă, că... deja... Sincer să fiu, chiar toate femeile au în general chiar tot ce îți dorești. Mai sunt și unele defecte, dar se pot rezolva. Cum am încercat să rezolv cu ea. Ce să rezolvi tu cu ea? Ce să rezolvi tu cu ea? Doamne, dar cum puteți să-l credeți pe el și să nu credeți pe fata dumneavoastră? Întreb așa. Nu știu, eu știu că tu ești prietena ei de 20 normal. De ani. Normal că sunt prietena ei este așa și o corvoadă. Pentru că... Ok, într-adevăr, este o casă foarte mare, da? Și dacă te apuci de curățenie, na, trebuie să știi în ce te bagi până la urmă. Da. Voi într-o zi să fac 3 etaje. Dar i-a văzut la mine. Mamă, eu nu te înțeleg. Tu ai văzut la mine, da? Cât frec și cât... Mamă, nu cred că tata ți-a atras atenția că dacă a văzut o mică frimitură pe jos, așa. Auzi, ai lăsat-o acolo. Trecea pe lângă ea, el, și venea și îmi spunea mie, era să-mi spar capul, că am culcat pe o frimitură. Nu pot să cred. Deci tata și ce făcea, cred că o lua de jos, nu? Da, așa face și acum. Da, i-a spus, da. Ok, dacă tu ai văzut chestia, de ce ai lăsat-o acolo? Că amândoi stăm într-o casă, nu-s da. Doar eu acolo. Totuși eu văd că e curat, e... Eu e curat, doamnă, că de două zile de când stă fata dumneavoastră plecată, da? Mi-am făcut singur curățenie. A, ți-ai făcut singur? A, vezi că se poate, și... nu? Ascultă-mă un pic, hai să-ți explic o chestie. Într-adevăr, poate că am exagerat cu unele lucruri, dar te-ai gândit vreodată că dacă ajungeam să faci ceea ce spun eu și cum te-am rugat să fie în casă, nu? Atribuțiile care ți-am spus eu. Te-ai gândit că dacă le făceai cum spuneam eu, poate era mai bine? Și ajungeam să facem amândoi, că te vedeam că, băi, da, într-adevăr, își dă interesul, e ce trebuie. Am spus, ea e frumoasă, are câteva aturi, dar era un lucru care trebuia să învețe lucruri casnice. Și e de normal, ce n-ai ajutat-o și tu? Să-ți minți în momentul de față. Dar nu, dar nu asta nu e iubire, da? Nu e iubire? Dacă tu vii acasă și găsești o filimitură pe jos... Ok, din partea mea nu e iubire. Din partea mea nu este iubire, cum spuneți dumneavoastră. Dar din partea ei a fost iubire. Dar tu ești exagerat, Damian, să știi. Încă un aspect. Tu ești exagerat. De ce n-ai avut răbdare cu ea? Păi eu n-am avut răbdare. Cine a plecat din casa asta? La început, așa e. Haideți să vă spun o chestie. I-am propus să... Nu cred. Să angajăm o femeie care să mă ajute să cal. Am discutat să în locul meu. În locul ei. Ok, pentru că eu știu să gătesc, știu să fac alte chestii. Și a spus că nu, că de ce m-a luat de nevastă? Cum să spui așa ceva? Păi ori sunt menajeră. Păi stai puțin. Nu, tu ți-ai luat sclavă? În locul acelei menajere pe care aș fi putut plăti-o. Pentru că mai devreme ne spuneați că în familie a văzut cum dumneavoastră, ca și probabil multe, foarte multe femei din țara asta, țin casa, nu? Exact. Dar el a fost la noi, ei, amândoi au fost la cină, da? Și eu am înțeles că el nu a lăsat-o să, mă rog, deci ea a vrut să facă toată activitatea asta. Nu, a vrut să facă. Pentru și, că... am vorbit cu ea, aduceți-vă aminte. Da, modul în care vorbești cu persoana aia... Nu cred că ai fost cu noi la cină, tu. A ridicat vreodată vocea la tine? Te-ai simțit vreodată amenințată? Ai temut vreodată să rămâi? De fapt, sunteți singuri în această casă, nu? Oarecum. Aveam senzația că va face ceva la un moment dat. Pentru că de cele mai multe ori îmi lua telefonul. Să nu pot să comunic cu mama ta, mama mea, să-i spun oful, să nu pot să comunic cu... Da, ți-a luat telefonul? Da. Uite, băiatule, cum ești? Ea lua telefonul ca să nu dea cu el pe jus, să spargă, să facă el și-și facă ea. Nu cred așa ceva. E copil mic. Poftim? E copil mic. Telefonul? Chiar când venea în pat, seara, îi dădea telefonul. La un moment dat îmi era frică să mai dau cu aspiratorul. Ca să ne înțelegem, eu am încercat să-i explic chestii păi care trebuie normale. Ceva nu se leagă în povestea dumneavoastră. În povestea mea? Mm-hmm. Ok, deci eu sunt vinovat aici. Eu sunt spus că sunteți vinovat. Eu înclin să cred că dumneavoastră practic asta ați căutat. Să caut ce? Acest nod în papură. Eu nu cred că am căutat acest nod în papură și nu cred că m-am purtat ori cu ea și i-am explicat direct. Ce ține soțul tău din asta? Din faptul că, știu, nici nu pot să-i spun perfecționist, da? Pentru că până la urmă mie îmi pare a fi o obsesie. Da? Ce obține el din asta?
O victorie? Asta nu înțeleg nicio. O răzbunare? Nu știu. Eu am încercat, chiar mi-am dat toată silința, da? Și nu vreau să ne ducem mult mai departe. Ai înțeles? Îmi păstrez toate astea, n-am nevoie de nimica, am ajuns la concluzia că ești la fel ca toate celelalte. Care vă interesează decât... pe care le-ai ubilit? Lasă-mă, te rog frumos să termin de vorbit, da, și după aceea poți să vorbesc. Mai copii. Deci, doamna, mă lăsați un pic. Deci ca toate celelalte. Nu vă interesează decât bani, unghii, să arătați bine, să vă băgați botox sau ce vă băgați voi în buze, cu o fată aranjată, dar nu știți una să dați cum o pun casă. Cel mai bine eu zic să divorțăm. Te rugi, tai la maică ta acasă, nu te mai murdărești pe mâini, nu mai faci treabă și stai și liniștită. Nu te mai deranjează nimeni. Nu te sechestrează stați nimeni. Stați și mamă, stați așa, de ce vă pripiți? E vorba de o căsnicie, vreau să dau așa. E vorba de o căsnicie, tu e sigură că vrei să te împași cu ăsta? E soțul meu totuși, e vorba de o căsnicie, da? Nu de o relație. Bine, 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 gata, am înțeles. Deci nu înțeleg ce vrei să faci. O să vezi, așteaptă două secunde. Te rog frumos să intri. Doamne, deci același tip pare la tine, nu te-ai schimbat absolut deloc. Doamnă, dacă vă iubiți cu adevărat fata, rupeți această căsnicie. Ori omul ăsta o să o distrugă. Încetul cu încetul. Că așa este stilul. Adică, nu știu de ce adică face asta și ce satisfacție are. Niciodată, nu? Cel mai bine eu zic să divorțăm. Te rugi, tai la maică ta acasă, nu te mai murdărești pe mâini, nu mai faci treabă și stai și liniștită. Nu te mai deranjează nimeni. Nu te sechestrează nimeni. Stați, mamă, stați așa, de ce vă pripiți? Dar stați, doamne, că eu nu mă grăbesc nici, eu sunt aici, stai așa, dar de ce te gândești deja la divorț? Pentru că dacă nu ai greșit, să la divorț. Și tu ai greșit. Voi aveți 20 și ceva de ani, da? Sunteți la vârsta când nu știți ce înseamnă, cum eram noi munciți în copilărie, da? Nu aveam internet, nu aveam telefoane. Dar aici nu e părinții... vorba de internet și de telefoane, e vorba de comportamentul omului ăstuia de aici mai în față. Frată, dar ea a greșit și ea, a greșit și el, dar nu trebuie acum gata, divorțăm. Ați greșit divorțăm. Și dumneavoastră, pentru că pe undeva cineva a da, educat-o pe și eu am Antonia, greșit, nu? Că am cineva probabil puf. S-a gândit, hai să o scutim, nu, de umilința de a da cu mocul am sau răsfățat-o. De a... Ce să drept? Serios, adică am răsfățat-o, e singurul meu copil. Nu, ne punea covorul în cârcă, du-te și bate covorul, na? Păi, ce nu trimitea... știu cum era? Am stat de nu știu câte ori la coadă la butelii, că era exact, frică, era exact. Aia, du-te și ia sifon, du-te și era fă muncit, aia, du-te și... Da. Și până la urmă, na. Treaba asta ne-a responsabilizat, treaba asta ne-a făcut oameni în toată firea. Exact, deci trebuie să te gândești și tu, nu știu, trebuie să comunicați amândoi. La ce să se mai gândească, doamne, la ce să se dar mai știu, gândească? Dar nici el nu este complet să sincer să... și nu spune adevărul până la cap. Nu era mai pentru ok că aici să... nu e vorba doar despre iubire, ți-am mai spus, cel mai probabil este o obsesie la el. Pentru că, sincer, nu poți trece peste niște firimituri da, sau că felia de roșie este e tăiată prea subțire sau prea groasă sau... Nu era, era mai bine să spui, uite, poți să evoluezi, haide să vezi cum se calcă, cum se spală, uite, poți mai mult soția mea că te iubesc și te-am ales și ai calități. De câte ori am avut discuții cu tine și când a venit și ți-am zis că nu ai călcat bine cămașa, când am plecat, după ce am încheiat discuția și am plecat de lângă tine, ce ți-am zis? Ți-am spus să te iubesc? Asta se întâmplă atunci când, practic, ți-am zis ceva, iubirea asta nu este jignit? Sinceră, da? Și se bazează pe altceva, că este interes, că este... eu, pur și simplu atracție și doar atât. Aici se ajunge. În loc să repare, el vrea să divorțăm. Dragul meu soț, eu am plecat ca să-ți dau totuși o lecție, să vezi cum e viața fără mine. Ok, ia, trebuie să-ți înțeleg niște lecție, eu trebuie să-ți înțeleg ție lecție, ia, dar tu să nu înțelegi ceea ce lecție vreau să-ți dau să-ți ție. Lasă-mă un pic, să vorbesc cu el, este soțul meu și vreau să vorbesc cu el. Ascultă-mă două secunde, tu vrei să-mi învățăm chestia asta. Stai un pic, se agită foarte mult. Spune. Tu am greșit te... amândoi? Da, am ok. Măi, fată, mă asculți un pic? Te rog frumos? Tu de ce ții la mine? Păi, dacă nu mă asculți, văd că încerc să te întreb și eu ceva de un sfert de oră. E vorba de o căsnicie, vrei e vorba să de o căsnicie, tu e sigură că vrei să te împași cu ăsta? E soțul meu totuși, e vorba de o căsnicie, da? Nu de o relație. Bine, 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 gata, am înțeles. Deci nu înțeleg ce vrei o să, să vezi, faci. Așteaptă două secunde. Te rog frumos să intri. Pe cine aduci? Serios acum, aduci armata, ce crezi? De ce te baci? Mă bag pentru că este prietena mea și pentru că îi vreau binele. E decizia ei și vine ea de mâna la mine la ușă, da? Să-i iau hainele, da, pe telefon. Ți-ai găsit pe cineva de te comporți așa cu mine?
Doamnă, dar vine la dumneavoastră la ușă plângând, cu hainele târâși după ea? Eu sunt mama ei. A venit la mine, de ce n-a venit la dumneavoastră? De aici încă să vină la mine. Ia să vedeți, ia uitați. Că este dovada care va da pe mine în bileag, adică că sunt un escroc. Da, că ești un escroc, da. Ascultă ce are fata asta. Mama, cine ești? Bună seara, numele meu este Georgiana și sunt fosta lui iubită. Cum? Una dintre foste. Una, da, da. Bine, mă rog, nu știu cu cine a mai fost după mine și nici nu mă interesează. Păi de ce, doamnă, că nu era cu fata dumneavoastră atunci? Credeți-mă. Deci nu pot să cred ce față de sfânt ai. De ce? Tu ești o sfântă. Și văd că ai instruit-o bine pe iubita ta sau soția ta sau... Nu, da, n-am înțeles exact. Sclavă cred că este, că nu... Da, soția lui. Da, da, da. Nu reușesc să înțeleg, până la urmă... Vorbim despre soția lui, vorbim despre casa lor. Cum adică sclavul? Nu e oarecum de la sine înțeles că ar trebui să țină casa, femeia? Să gătească, să facă curat? Da, dar nu în modul în care vrea acest om să fie ținută. Draga mea, ce nu ți-a ieșit planul de a te căsători cu el? Că nu da, înțeleg, tu ascultă! Planul de a nu fi cu el? Că... Eu cred că mai bine te-ai trezi un pic la realitate și ți-ai dat seama că alături de omul ăsta tu ai să... Orei să nebunești, ai fost plătită să, ajungi... să iei apărarea cuiva, nu înțeleg. Antonia, mai fată tu să înțelegi. Ea încearcă acum să spună ție că nu e bine ceea ce faci, să devii o femeie de casă nu este bine. Este bine să profiți de oameni. Ai înțeles că așa sunteți toate voi femei. Cu ce am profitat eu mă de tine? Să profitați de bani, să profitați de orice, orice ocazie care o aveți în viață. Ce ați pățit? Care e povestea dumneavoastră cu domnul Damian? Povestea mea a început în felul următor. A știut să mă pacheteze atât de bine și să mă facă să mă îndrăgostesc de el atât de tare, încât să nu-mi dau seama că practic acest om m-a adus în pragul nebuniei. M-a adus în stadiul în care nu am mai avut încredere în mine, nu m-am mai simțit femeie, nu am mai știut ce înseamnă să mă duc la job, că da, să ne aducem aminte, din stai cauza puțin, ta puțin, am renunțat puțin. La job. De ce din cauza mea? Te-am obligat? Păi când să ai obligat? Timp să faci curat milimetric, când dita mai casa asta? Te-am doamnă, făcut, aveți te-am o fată făcut să nu te mai frumoasă. Simți femeie? Credeți-mă că bine, de ce dacă țineți la ea cu adevărat... Simplu menajer, adică două secunde. Tu ai o problemă? Ai o obsesie cu curățenia? Ia, da, eu am o problemă cu curățenia. Am o problemă cu curățenia, am o obsesie. Tu ai o problemă cu multe alte lucruri, numai cu curățenia. Foarte bine, da? Deschide ochii. Angajează-ți, doamne, iartă-mă, o menajeră și vezi-ți de viața ta dacă asta e problema curățenia. Nu, dar nu e vorba de menajer aici, nu e vorba. Omului îi place să te piseze, omului îi place să te vadă că ești umilită, că ești ingenuă, că ești locuit aici cu el. Da, da. Asta-ți place ție, te satisface să nu, vezi umilința altora. Dar tu ce ai zis mai devreme? Că te-am făcut să nu te mai simți femeie. Te-am desconsiderat vreodată? Ți-am zis că ești tonită? Da, păi ești la început. Cât ți-am zis vreodată? 7 luni. Explică-mi. Ți-am zis vreodată? Doamne, deci același tip pare la tu. Nu te-ai schimbat absolut deloc. Doamnă, dacă vă iubiți cu adevărat fata, rupeți această căsnicie. Ori omul ăsta o să o distrugă. Încetul cu încetul. Că așa este stilul. Adică, nu știu de ce face adică asta și ce satisfacție are. Nu? Cred că soțul meu are buna plăcere să umilească. Mm-hmm. Foarte bine ai zis. Da, da. Să umilesc? Îți place da, umilința? Da. Dar voi știți ce înseamnă umilință? Da, eu știu. Știi? Păi da. Știi? Că foarte bine. Cât de bine știi tu ce înseamnă umilință? Am trăit-o pe pielea mea 3 luni de zile. Zic eu că nu știi nimic. Vrei să spune ce înseamnă umilință? Ha? Umilință e atunci când nu ai nimic, n-ai ce să pui pe masă, n-ai ce să mănânci. Când mama ta te ia și te folosește pe poza telecomandă sau te trimite, du-te toată ziua, bună ziua, du-te, am țigări, du-te, am aia, du-te, am aia și când îi zici și eu că mi-e foame, păi pune mâna și fă-ți. Ha? Să stai să umbli cu picioarele goale, fără nimic încălțat, să ai bătături, să scoți pietre din călcâi. Asta, voi știți ce înseamnă umilință? E greu pentru voi să dați cu mopă în casă? Voi nici măcar nu știți ce înseamnă umilință, mă. Nici măcar nu știți ce înseamnă umilință. Ce treabă are eu am ajuns de jos, de unde am ajuns eu? De unde am fost și unde am ajuns acum, crede-mă că am trecut până multe. Care voi niciodată nu o să trece și niciodată nu o să vă ducă capul să faceți așa ceva. Și trebuie să umilești la rândul adică tău. Într-un fel te răzbun? Da, nu, nu mă răzbun. Pentru copilărie. Nu mă răzbun, dar când văd femeile care le place să profite de oamenii care au tot și ce zic, bă, mă, ăsta e un fraier, îl profit, bă, mă, lâng. Deci toate sunteți la fel. Și vorbiți mie de umilință. Cum ajungi tu să iubești un om într-o săptămână? Explică-mi și mie. Că ce, că ți-a luat un cadou? Pe aici se vede că nu-l iubești, că Antonia, iubești banii până la urmă, ai înțeles? Cum era? Și crede-o, chestia care o fac eu, care voi o numiți că sunt obsedat, că sunt am probleme psihice, da, sau ce vă mai gândiți voi, asta este un test. Pentru că tu, dacă înveți să faci treaba asta, crede-mă, atunci te voi aprecia și te voi iubi mai mult decât te iubesc. Sunt curioasă cât timp va trece până o apreciez cu adevărat. Crede-mă, cum am fost
până să ne căsătorim, cum am fost și m-am purtat cu ea, așa sunt de obicei. Dar tu n-ai apucat și să, după căsătorie, tu n-ai apucat să mă cunoști pe mine, pentru că ai văzut că ți s-a tăiat macaroana și ce ai zis? Și păi nu, am impresia că... Ești. Eu sunt? Ți-e cam pare rău că l-ai pierdut, nu știu, dar am impresia că ești cam invidioasă așa și geloasă pe mine și ceea ce eu am. Doamne, ferește, ce vrei să faci, să divorțăm și să te întorci la el pe aici, pentru că ai pierdut ceva? Nu, nu, și mă bucur foarte mult că nu mai sunt într-o relație cu el. Deci dacă ce ai venit? Eu am venit să-ți deschid ție ochii. Ai un interes. Încerc să nu, te salvezi de un nebun. Fiecare viață are un interes, nu? Da, să-ți deschid ochii. Care interesul tău? Aia? Păi dar ce treabă are ea cu mine să mă ajute pe mine să-mi deschid ochii? Păi dacă pe mine nu mă asculti, poate a chemat pe cineva care a trecut prin nici același lucru, crezi? Doamnă dragă, dar pare că tu nu crezi. Fata din mine va face cea mai mare greșeală dacă rămâne alături de el. Eu am zis tot ce am avut de zis. E soțul meu, tu ai avut doar o relație cu el, a fost... O să mai treacă ceva vreme și o să te gândești la vorbele mele. Și cu căsnicia nu ne jucăm. Ai să vezi pe pielea ta unde ai să ajungi. Îți doresc să nu ajungi să ai nevoie de terapie. Am greșeală și asta e. Eu am zis ce am avut de spus, îmi pare rău. Seară bună. Hai, pa. Mulțumesc frumos. Îți mulțumim că ai trecut la noi. Băi, fată, încearcă să-ți deschidă ochii. Tu chiar nu vezi chestia asta? Antonia, ascultă-mă ca să mă fac o dată înțeles. Nu, ascultă-mă tu pe mine. Noi doi am trecut prin multe și nu vreau să se ducă totul de rău. Păi eu nu vreau să divorțăm. Poate că ai înțeles ceva din plecarea mea, nu trebuie să renunți. Asta înseamnă la tine iubire? Să divorțezi imediat? Nu știi care e problema? Uite, poți să rămâi tu aici în locul ăsta, eu mă voi duce aici lângă domnul Ernest și o să vă rog politicos să ieșiți afară. Divorțul se va face, vom divorța și vă rog frumos să ieșiți afară de casă. E cea mai bună soluție pentru toată lumea. Deci mă umilești? Îți faci joc de mine și apoi divorțăm? Te-a rugat frumos, te-a rugat frumos să ieși afară. Doar pentru faptul că am plecat, să luăm o pauză? Nu, pentru faptul că nu ai vrut să mă asculți. Doamnă, vă rog frumos să mă lăsați. Pentru simplu fapt că nu ai vrut să mă asculți și te-ai dus, ai fugit la ea și ai ascultat-o pe prietena ta care știi foarte bine că a fost invidioasă. Așa că vă rog frumos, afară. Vă rog frumos, hai. Pare rău, doamnă. N-am nimic personal cu asta, dar stai. Nici Antonia și nici Damian nu au înțeles nimic din ce li s-a întâmplat. Damian va rămâne probabil toată viața un misogin, pentru care femeia este doar un accesoriu al bărbatului. Iar Antonia, din păcate, o tributară a ideii că trebuie să fie căsătorită ca să fie în rândul lumii. Altfel, nimic nu poate explica de ce și-ar fi dorit continuarea unei relații toxice. Așa că, din această emisiune, rămânem cu un exemplu de... Așa, nu? Dragul meu băiat, Florin, sper că ești fericit și că duci o viață bună. Tu nu știi, mă, morții cu morții, vii cu vii. Hai, lasă-mă și tu acum. Ce crezi, mă, că eu n-am iubit-o pe maică-ta, mă? Eu am avut o viață grea. Nu am dus-o bine. Octav m-a bătut, m-a umilit. Crezi că am luat-o din alte motive, nu din dragoste? Nu mai suport să te mai văd în preajma omului ăsta. Am un plan și nu o să mă las până nu o să-l duc la capăt. Octav, ce faci? Ce-i cu tine aici? Lasă-mă, mă, ce vrei! Lasă-mă, mă, ce vrei! Sunt eu, mă, Costică, de la firmă. Băi, cât de tare sunt eu, ce mi-a făcut el mi-a distrus. Cum te-am distrus? Așa, bine, ce ai făcut? Ai de ce te-am distrus? Nu cred. Bine, am nevoie de semnătura dumneavoastră. Băi, dar nu se poate mâine. Nu, nu, nu se poate mâine, nu. Întorc ca un liliac, bă, nu văd nimic. N-are nimic, de-aia sunt aici să vă ajut. Ai profitat de exuberanța mea de atunci. Ce înseamnă din punctul de vedere păcălit? Faptul că eu am preluat compania asta și am dus-o undeva unde poate niciodată, nici în 10 vieți de ale tale nu ai fi dus-o? S-a aflat despre dumneavoastră și despre Florin. Dar eu n-am mințit nimic, am spus că n-am copii și n-am. Și Florin ce este? Eu este ce fiul sunt? Dumneavoastră? Este vitreg. Eu n-am copil biologic.